România au cheltuit aproape 1 miliard de euro anul trecut pe produse cosmetice, circa 40% din total mergând către parfumuri și produse de îngrijire a pielii. La polul opus se află produsele de îngrijire orală, deodorantele sau produsele cosmetice pentru bărbați, pe fiecare dintre acestea cheltuindu-se de 3-4 ori mai puțin. Astfel, un român cheltuie lunar în medie 4 euro pentru achiziția de produse cosmetice și de îngrijire, piața locală aflându-se pe ultimele locuri din Europa. Potrivit datelor Euromonitor, în ultimii 2 ani piața de profil a crescut cu circa 1%. Potrivit estimărilor, în 2017 piața produselor cosmetice va ajunge la 4,56 miliarde de lei. Mai mult de 60% dintre românii care merg vara în vacanțe în străinătate cumpără pachete early booking cu reduceri, plătind sejurul în rate, începând din momentul rezervării în perioada octombrie-mai și până la plecare, potrivit Cristian Tur. Cei care rezervă încă din octombrie vacanța pentru vara anului viitor au reduceri de până la 50%, iar cei care achiziționează în mai pentru vara aceluiași an beneficiază de un discount de 10%. În sezonul 2014, circuitele cele mai căutate au fost cele către destinații din Turcia, Cehia, Italia, Anglia, Elveția, Israel, Croația, Spania, Franța sau țările nordice. Vodafone ar putea cumpăra pentru 5 miliarde de euro furnizorul de servicii de internet Fastweb din Italia. Compania Fastweb este deținută în prezent de elvețienii de la Swisscom, care negociază perfectarea tranzacției. Vodafone a fost interesată de preluarea Fastweb de mai multă vreme pentru a evita dezvoltarea rețelei proprii, operațiune care ar dura mult mai mult timp. Această preluare ar continua strategia de creștere a operatorului britanic pe piața europeană, care în 2013 a cumpărat compania germană de telecomunicații Cable Deutschland pentru 7,7 miliarde de euro, iar în martie anul acesta a preluat operatorul spaniol de cablu TV Ono într-o tranzacție de 7,2 miliarde de euro. Piața mondială a investițiilor imobiliare a crescut la 788 de miliarde de dolari, iar New York și-a păstrat poziția de cel mai atractiv oraș pentru astfel de investiții, se arată într-un studiu realizat de compania de consultanță Cushman & Wakefield. Pentru al 4-lea an consecutiv, New York a fost cel mai atractiv oraș, cu o creștere de 12,6% a investițiilor la 55,4 miliarde de dolari, care i-a conferit o cotă de piață de 7% la nivel mondial. Londra se află pe locul al 2-lea, cu o creștere de 40% activ de investiții la 47,2 miliarde de dolari. În topul primelor 10 orașe atractive pentru investiții imobiliare se mai află Tokyo, Los Angeles, San Francisco, Paris, Chicago, Washington DC, Dallas și Hong Kong. Știrile Business B1 la zi le puteți accesa și pe site-ul b1.ro la categoria Economic.